mergem mai departe, acum să vorbim despre cum se pune problema în politică, pentru că, iată, cei care sunt acum la putere par să aibă cu totul alte treburi. Ministrul Justiției se gândește la un proiect privind grațierea și la o măsură alternativă, eventual măsuri pentru a ușura condițiile din penitenciare. El a promis că va face un astfel de proiect. Între timp însă șeful partidului are totul alte treburi, să se răzbune bună oară pe cei care l-au criticat. Guvernatorul Deltei, Grigore Baboianu, a fost demis după ce l-a criticat pe liderul PSD pentru partida de pescuit din Delta. Baboianu l-a acuzat pe Dragnea că în loc să promoveze pescuitul sportiv, s-a lăudat cu zecile de știuci capturate. La doar două săptămâni, Baboianu a fost înlocuit de premierul Sorin Grindeanu. Partida de pescuit pe care au făcut Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu în Delta a avut un final nefericit. Nu însă pentru cei doi, ci pentru administratorul rezervației. Grigore Baboianu a fost înlocuit după ce a îndrăznit să-i critice pe cei doi lideri socialdemocrați. Domnul premier și domnul președinte al partidului au avut acele permise de intrare în Delta Dunării. M-aș fi bucurat dacă cei doi sau unul din ei, arătându-o știu că de dimensiune este un trofeu. Nu poți să-l lași să moară. Ar fi putut demonstrativ să o arate, să o pupe, să-i dea drumul în apă, ca să spun, dumne, așa faceți în Delta Dunării. Dar cu siguranță la următoarea descindere, cu siguranță că un alt guvernator va putea să arate un astfel de exemplu. Afirmațiile lui Baboianu au stârnit furia liderului PSD. Nu orice știucă pe care o prinzi, trebuie să o pupi. Vă spun sincer, eventual se zice că trebuie să pup prima știucă, care la mine a fost acum mulți ani. Nu știu cine este acest personaj. Nu știu cum se numește, n-am auzit de el. Cu toate acestea, Dragnea spune că nu se pune problema înlocuirii lui Baboianu. De unde știe acest om că i-am pescuit în Delta atunci? Vorbește să se află întreabă. A auzit cumva că va fi schimbat? Sau l-a păcălit cineva că va fi schimbat și e nervos? Da, cred că a înțeles total greșit domnul Dragnea, că nu cred că despre pupa știu că era vorba. Eu cred că ar trebui la un moment dat să aibă un limbaj politic mai elevat, sincer. Deci ori de câte ori mă uit la o declarație a dânsului, am senzația că stăm de vorbă la o bere. Adică, totuși, glumele acestea nu sunt chiar potrivite. Sunt drăguțe, sunt spirituale, dar totdeauna uităm că în momentul în care urcăm sus într-o ierarhie politică, suntem un model și doamne, că trebuie să fim simpatic. Da, e foarte simpatic, e foarte carismatic. S-au fost niște răspunsuri la întrebările presii, presupun că nu s-a apucat un președinte de partid să vă dați. Sigur, acum dumneavoastră ce să spuneți? Nu, eu zic că am făcut greșeală, credeți că a fost întrebat sau nu? Probabil că a fost întrebat, dar să știți că poate răspunde și altfel. Eu îmi doresc tare mult de la oamenii politici să devină educatori. Deci mie nu-mi place când văd mie și cred că nouă tuturor celor care stăm pe margine. Dacă vedem un om politic care se comportă și limbajul lui este asemenea nouă, care este diferența? Adică au fost aleși fac parte să ne ajute. Popor, să votați de către popor, seamănă cu popor. Acum nu mai spun că Mihaela... Nu cred că să academicieni și genii în parlamentele de nu, nu, nici nu ne dorim. Dar ne dorim un fel de... Ar trebui să există o altă selecție. Da, sau poate ar trebui... Și deci ați vot pe listă în aceste condiții. Sau... Eu eram pentru uninominalul pur, din două tururi, să alegeți oameni. Dar numai dumneavoastră, cred. Numai eu, de. Să nu ne înțelegem greșit. Încă o dată, subliniez, domnul Dragnea are carismă și are o trecere după sticlă foarte bună. Întrebat. Dar, în momentul în care vorbim, de pildă, de Delta Dunării, în momentul în care vorbim despre natură, nu vă doriți foarte dar mult nu să nu mai fie atâtea grătare și să nu mai fie atâtea abuzuri vis-a-vis dar de natură? Dar nu vorbeam despre asta. Era o întrebare pur și simplu de o situație oarecare. A răspuns. Dacă nu răspundeați, fi spus, ce are de ascuns, nu, putea ce să răspundă, putea să răspundă, dar putea să răspundă astfel încât cel care i-a pus întrebarea tendențios poate să-și pună a doua oară așa întrebarea în sine dacă mai atacă, pentru că tot timpul sunt niște atacuri la care se răspunde tot printr-un eu atac. Nu sunt pentru un astfel de gen, dacă vreți, de politică și nici inclusiv... Nu sunteți pentru diplomație. Eu sunt pentru diplomație, dar când ești întrebat despre un anumit lucru, trebuie să clarifici. Dar n-ați observat... Pentru că mi s-a părut la un moment dat că inclusiv care era legătura, ce face fiecare în viața lui privată, apare un guvernator de... Dacă mergeam eu sau dumneavoastră în Delta, credeți că era aceeași reacție? A fost probabil că nu. Dar tocmai ca să eviți aceste reacții, pentru că fiind persoană publică, adică toată lumea se va uita ce fac, nu? Toată lumea se va uita. O mică frază. Eu tot timpul mă leg de comunicare. Vorbeam și de acea ordonanță care a ieșit
cum a ieșit și toată manifestarea publică a ieșit foarte prost pentru că comunicarea a fost făcută defectuos. Eu nu înțeleg de ce nu putem să facem o comunicare bună. Discuție. O frază după o virgulă lipsea, astfel încât să nu mai poată fi puse întrebări. Adică eu mă întreb întotdeauna, justificat sau nu, mă întreb și eu ca tot omul, unde este serviciul de comunicare a acestui partid sau dacă domnul Dragnea are un consilier de imagine suficient de bine pregătit, astfel încât să nu îl mai pună în situații din acestea. Teoretic ar trebui să fie, pentru aici, că partidele cresc tot felul de oameni pricepuți, nu? Până la urmă și aici, ei sunt chiar angajați despre limbaj, pe postul de consilier. Ar putea să vă dezamăgească ceea ce urmează să vă spun, și anume că acest limbaj are eficiență. Acest mod de a comunica a dovedit că este eficient în privința domnului Liviu Dragnea și în privința domnului Traian Băsescu. Deci oamenii aceștia au avut și spun au avut, că nu știu în momentul ăsta care este cota de popularitate, au avut succes tocmai pentru că s-au arătat ca fiind la fel ca omul de rând. Au glumit când au simțit că e nevoie să glumească, au fost ironici când dumnealor au considerat că e cazul. Asta nu înseamnă, doamna Petrescu, desigur, că asta ne dorim cu toții. Până la urmă, într-adevăr, politicienii sunt cei care dau tonul, dacă vreți, în privința educației unui popor. Oamenii se raportează la cine? Se raportează la cei care ne conduc. Și la televiziune. Și televiziune. Și televiziune, da. Sigur, dar televiziunile sunt private. Oamenii aceștia sunt plătiți din banul public. E un pic diferit. Da, ne-am dorit să găsim un limbaj mai elevat, un limbaj cu mai multe argumente. Mai echilibrat, sigur. Mai echilibrat, dar... educativ, dacă se poate. Eu asta mă aștept. Oamenii aceștia sunt aleși pentru un program, pentru niște idei, pentru abilitățile oratorice sau pregătire. Eu cred foarte mult în dezvoltare, adică nu pot să cred că tu nu te dezvolți. Eu venisem cu două proiecte, apropo de selecția candidaților la parlamentare, inclusiv să fie... Bine, aș avea unul singur, să treacă prin criteriul testului psihologic. Sunt convins. Și nu numai politicieni ar trebui să treacă prin testul psihologic. Și atunci o să vedeți că rămânem și fără oameni din tot aceste domenii de activitate, în care era vorba despre CV-ul profesional. Să știm și eu noi ce a făcut în viață, ce a știut să organizeze, ce a făcut până atunci, ce crezuri are și poate ar fi criterii mult mai clare de selecție. În momentul în care vorbiți despre cu totul altceva decât, dacă vreți, aceste lucruri, se pot pune, unii sunt mai buni, unii sunt mai buni comunicatori, alții sunt mai răi comunicatori. Eu am preferat totdeauna eleganța a limbajului în politică și a trebuit să fie o regulă. Iar poate că acum că am înțeles că s-a propus deja de către un parlamentar PSD, un cod al parlamentarului, lucrurile să meargă pe direcție bună. Dar pe criteriul de selecție, vă spun, nu contează pregătirea, nu contează câtă școală, asta prevede Constituția României. Eu am senzația că, și domnule deputat, am pierdut puțin din vedere ideea de bază. Limbajul, da, e o chestiune la fel de importantă, dar omul ăsta, adică guvernatorul Delta, a fost dat afară pentru că și-a permis să comenteze ceva de șeful cel mare. Asta e până la urmă problema, problema în regulă, pentru că noi nu am aflat de o problemă cu care se confruntă domnul Baboianu, că a făcut sau n-a făcut un lucru. Îl dai afară întâmplător, așa ca prin minune, la două săptămâni după ce a comentat de știu ca domnului Dragnea. Asta nu e în regulă. Asta ne aduce aminte de o perioadă tristă dinainte de 89. Da, ați auzit o variantă, pentru că domnul Baboianu s-ar putea să fi legat de știucă, indiferent cu este acea știucă, tocmai pentru că era în postura de a fi demis. De lucrul ăsta nu-l luăm în calcul. Credeți asta? Nu cred. Aveți dovezi că domnul Baboianu... Noi am încercat să-l sunăm pe domnul Baboianu, care nu ne-a răspuns, pentru că asta ar fi lămurit. Domnișoara Petraru, eu nu contez că lucruri de genul acesta nu se pot întâmpla și am avut de tras de-a lungul vieții mele, pentru că eram tot timpul cel care spunea lucrurilor pe nume și nu era în acordul conducerii de partid și de stat. Dar pe de altă parte, haideți să clarificăm lucrurile. Pe de o parte se poate spune și varianta domnului din Delta Dunării, dar haideți să clarificăm lucrurile, că trăim după aceea cu orice. Și de ce nu sunt clarificate? Că ne întoarcem la capitolul comunicare. Deocamdată mergem pe speculații mediatice. Domnul Baboianu n-a spus că a fost în momentul în care se întâmplă așa, nu ajungi la o speculație, tocmai pentru că nu comunici. Oamenii ăștia n-au văzut nimic?
Se poate evita. Poate ușor această problemă, comunicând eficient. Eu zic să sunați pe domnul Grindeanu și să clarificați problema. Adică domnul Grindeanu nu avem cum să-l sunăm, că dacă nu mă înșel acum e și într-o... Da, dar serviciul de comunicare ar trebui să vadă aceste comunicare. Nu știu de cât timp se vehiculează în spațiu public demiterea sau demisia sau la un moment dat, cred că de adevăr aici lucrurile ar trebui clarificate și din sub aspectul comunicării vreau să vă spun că simt faptul că lucrurile acestea au mare necesitate de a fi îmbunătățite. Poate să uite la serviciile de presă ale cancelarilor occidentale, indiferent cât de mare este problema, ce probleme de întrebare. Se numește PR de criză, deci se poate prea întâmpina. Exact, în aceste condiții este poate cel mai bine să ieși, să explici, pentru că... Sau poate că PR-ul de criză se poartă numai la privat, că oamenii aceia chiar ești cu problema. Știți că și în instituțiile de stat sunt comunicatori care au experiență și care sunt buni profesioniști în ceea ce fac. Problema este că ei comunică pentru client. Iar dacă clientul nu este de acord cu anumite propuneri, rămâne tot așa, sigur. Astfel încât nu totdeauna ei sunt de vină pentru ceea ce vedem. Dacă vorbim de ordine psihologic, țin minte că făceam niște cursuri de comunicare la Colegiul Medicilor și a venit domnul Valvălcu, care ne-a explicat, uitați-vă, oameni buni, de multe ori se pune o situație medicală sub semnul întrebării, pentru că voi, aia care ar trebui să explicați lucrurilor, să puneți lucrurilor pe nume, fugiți fie de media, fugiți fie... Eu n-am adoptat niciodată o astfel de abordare. Da, știți cum e, cu o floare nu se face primăvară. Da, revenim după o floare frumoasă, de clarificările clar, plină primăvară politică. Dar